Jandarmii montani din Sinaia se află de câteva zile în Bucegi pentru un stagiu de antrenament în zona Padina, unde exersează salvările din zone greu accesibile. Aceștia au simulat o situație de salvare și recuperare a alpiniștilor aflați pe stânci. Jandarmii au coborât în rapel la un alpinist rămas blocat pe un perete de stâncă. După ce a fost recuperată, victima a fost adusă cu achia la baza muntelui. Turiștii aflați în zona au fost încântați să asiste la un asemenea exercițiu. E prima dată când văd așa ceva. Este superb, 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 superb. Turiștii sunt blocați efectiv de ce fac băieții de la jandarmeria montană. Ce să vă spun? Este super. Vreau să spun că fac o treabă nemaipomenită, că mulți turiști vin și pățesc fel de necazuri și datorită lor poate unii sunt salvați chiar, ne salvează vieți omenești. Jandarmii montani au frecvent astfel de acțiuni de pregătire. Instructorii și profesorii Centrului Montan al Jandarmeriei Române se află într-o tabără centralizată la Padina Peștera timp de o săptămână. Activitățile au ca scop să îi perfecționăm în a conduce din punct de vedere metodic activitățile de pregătire și totodată să unificăm și să aducem un plus de rapiditate în executarea intervenții de la 112 sau de la persoanele care se află pe traseele și în zona montană. Tabăra de pregătire de la Padina a durat o săptămână, iar exercițiile aplicate aici au ca scop menținerea formei fizice necesară salvărilor și îmbunătățirea timpilor de reacție în astfel de situații.